Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, și vom citi de la versetul 17 până la versetul 24. Epistola către Efeseni, capitolul 4, de la versetul 17 în continuare. Este cuvântul lui Dumnezeu care ne transmite gândul lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că atât cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile lui Dumnezeu față de gândurile noastre. Ca să înțelegem gândurile lui Dumnezeu, să le credem și să le trăim, avem nevoie de călăuzirea, de iluminarea, de ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, întotdeauna când citim Biblia, ne rugăm. După citirea acestui paragraf, ne vom ruga fiecare în cugetul lui, în inima lui, cu voce tare, ne va conduce fratele Adrian Iancu. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și de o sfințenie pe care o dă adevărul. Amin. Împreună cei care am venit de la Emanuel, mulțumim Domnului pentru harul, pentru bucuria și binecuvântarea de a fi împreună cu dumneavoastră. Mulțumim fraților păstori, colegilor, pentru invitație și ne bucurăm să-l revedem pe vecinul nostru. Ani de zile fratele Ștefan ne-a fost vecin și a fost vecin bun. Când a plecat de lângă noi, i-am simțit lipsa și ne-am întristat. Dar întristarea noastră a devenit bucuria dumneavoastră și am venit să îl vizităm la Arad. Să vă binecuvinteze Domnul! Miercurea trecută fratele Egelu a fost la Universitatea Emanuel, a slujit în predicarea cuvântului la capela săptămânală a școlii și ne bucurăm să întărim părtășia frățească, legăturile și colaborarea în vremea de acum. Ne rugăm să binecuvinteze Domnul toate bisericile, să binecuvinteze tinerii și pe toți aceia care au chemare din partea lui Dumnezeu de a îndrăzni lucruri mari cu El. Vă așteptăm, studenți, la Universitatea Emanuel din Oradea. Toate celelalte detalii vi le poate spune fratele Ștefan, că fiind vecin și colaborator, știe tot ce se întâmplă și vă poate spune toate lucrurile frumoase. În seara aceasta, în momentele care urmează, aș vrea să studiem din Sfânta Scriptură o temă de actualitate. Și anume, cum să am minte sănătoasă? Una dintre problemele generației noastre, ale vremii de acum, este problema gândurilor, sănătatea minții. Numărul oamenilor care suferă de boli mentale este în creștere. Vârsta la care copiii sunt afectați de tulburări mentale, tulburări psihice, este din ce în ce mai fragedă. Tot mai mulți oameni se plâng că nu-și mai pot controla gândurile. Gânduri chinuitoare, nu pot scăpa de ele. Se duc la culcare și nu pot adormi, sunt frământați de gânduri. Gânduri negre, gânduri obsesive, gânduri murdare. Sunt oameni care îmi spun că le este mintea plină de înjurături și de vorbe murdare și nu pot scăpa de ele. Oameni care sunt prinși de gândul de a-și pune capăt zilelor. Tineri care sunt prinși de gândul de a pleca de acasă. O lume a gândurilor care a scăpat de sub control. Cum să am o minte sănătoasă? Oare Dumnezeul care ne-a creat, m-a creat și te-a creat,
Și ne-a creat dându-ne intelect, sentiment și voință. Are ceva de spus pentru gândurile noastre? Sau ne lasă Dumnezeu în voia minții noastre blestemate? Are Dumnezeu răspuns la frământările și la nevoile noastre? Cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu ne vom uita în Sfânta Scriptură să înțelegem de ce ajungem așa, de ce ajungem să avem mintea tulburată, de ce avem gânduri de care nu putem scăpa, de ce suntem chinuiți și frământați, de ce nu putem controla gândurile. În limba română avem o expresie deosebit de sugestivă. Și spunem așa, mi-a venit ce mi-a venit. Un gând. Așa spunem noi românii, mi-a venit un gând. Interesant. De unde a venit? Dacă ți-a venit un gând, de unde a venit gândul acela? Care este sursa gândurilor? De unde anume izvorăsc gândurile? Și ce conținut au gândurile în funcție de izvorul din care ies? Mi-a venit un gând. De unde vin gândurile? Când ne uităm în Sfânta Scriptură, înțelegem că gândurile noastre au mai multe surse. Sunt mai multe izvoare ale gândurilor noastre și în funcție de izvorul gândurilor este dat și conținutul gândurilor. Ne vom uita în momentele următoare la patru izvoare ale gândurilor. Patru surse ale gândurilor noastre. Primul izvor din care ies gândurile este trupul nostru. Noi suntem ființe întrupate și trupul nostru este izvor de gânduri. Primul exemplu. Dacă n-ai mâncat de 3 zile, absolut nimic, la ce te vei gândi? Ce ziceți? Corect, la mâncare. Dacă n-ai băut apă de 3 zile, la ce te gândești? La apă. Trupul nostru are specificul lui, are nevoile lui legitime și din trupul nostru nevoile acelea legitime de hrană, de apă, de odihnă, transmite semnale la creier și semnalele acelea se transformă în gânduri. Așa că, dacă n-am mâncat sau dacă n-am băut, acele nevoi reale, legitime ale trupului meu, transmit semnale și se nasc gânduri. Și gândul acela se îndreaptă în direcția de a rezolva nevoia legitimă a trupului, de a căuta mâncare și de a căuta băutură, apă. Acum, când mă gândesc la nevoile acestea, Biblia spune, se poate întâmpla ceva și gândurile acestea legitime până la un anumit punct pot deveni chinuitoare. Se pot transforma în gânduri de îngrijorare. De aceea spune Domnul Iisus în Matei 6, să nu vă îngrijorați cu privire la ce? Ce veți mânca? Sau ce veți bea? Nu lăsați nevoile acestea legitime să devină obsesii, să devină îngrijorări, să vă frământați cu ele. Pentru că Tatăl vostru cel ceresc știe de ce aveți trebuință. Dar rețineți, vă rog, dacă ți-a venit un gând, întreabă-te de unde mi-a venit gândul acesta. Din trup vin gânduri legitime în legătură cu nevoile reale ale trupului nostru, nevoia de hrană, de apă, de odihnă, de igienă. Sunt lucruri care vin datorită faptului că trăim în trup. Biblia ne spune însă că trupul acesta al nostru, de la căderea în păcat, a moștenit o natură adamică. Natura aceasta adamică, denumită în traducerea Bibliei în limba română firea pământească,
se referă la toate înclinațiile noastre în natura adamică înspre lucruri păcătoase. Deci e Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 2, versetul 11 spune așa. 1 Petru 2, cu 12. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Din firea aceasta adamică izvorăsc gânduri pe care Biblia le numește pofte păcătoase. Și sunt tot felul de gânduri care se nasc din această natură adamică, gânduri păcătoase. De aceea spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 13, să nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să nu-i stârniți poftele. Adică raportează-te la natura aceasta adamică, la trupul acesta adamic, în așa fel încât să nu-i stârnești poftele. De aceea Pavel îi spune lui Timotei, fugi, de ce să fugi? De poftele tinereții. Nu te du în locurile sau nu te angaja în lucrurile care îți stârnesc această natură păcătoasă. Dar din acea natură păcătoasă izvorăsc gânduri. Mi-a venit un gând. De unde mi-a venit? Încotro mă duce gândul acela? Ce anume determină gândul acela în comportamentul meu? Mi-a venit un gând, dacă este un gând legitim, e vremea să mănânc, e vremea să beau apă, e vremea să mă odihnesc, e vremea să iau decizii corecte, dar dacă gândurile acelea vin din natura adamică păcătoasă, oare cum mă lupt cu ele? Oare cum reușesc să nu mă las pradă gândurilor acelora, ci să le țin sub control? Rețineți întrebarea, pentru că ne vom întoarce la ea. A doua sursă a gândurilor noastre este lumea în care trăim, mediul înconjurător. Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, lumea în care trăim noi, este izvor de gânduri. Vorbele pe care le auzim, imaginile pe care le vedem, oamenii cu care interacționăm, tot ce se întâmplă în lumea noastră este izvor de gânduri. Toate lucrurile acestea, toți stimulele acestea, vizuali, auditivi, care vin pe toate canalele înspre noi, se transformă în gânduri. De aceea, Apostolul Ioan le scrie celor din vremea lui și ne scrie și nouă, în felul următor. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții, toate acestea nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Ce spune aici Apostolul Ioan este următorul lucru. Lumea în care trăim noi are pentru noi o serie întreagă de stimuli, o serie întreagă de mesaje, o serie întreagă de lucruri care stârnesc în noi poftele. Toată industria reclamei se bizuie pe acest principiu. Ceea ce vezi, ceea ce auzi, să îți stârnească poftele. De exemplu, dacă ești mare mâncător de ciocolată, cei care fac reclamă la ciocolată o fac în așa fel încât numai când vezi, să simți că ești atras, gândurile sunt acolo unde-i sertarul cu ciocolata, unde o poartă în poșetă. Dacă ești ispitit de alte imagini, lumea din jurul nostru îți oferă stimul pentru pofta ochilor. Toată industria imagistică
Toată industria cinematografică, tot ce înseamnă ecran, tot ce înseamnă pixeli, se bizuie pe faptul că odată ce ți-au activat senzorii, se nasc în noi gânduri și gândurile nasc comportament. Nu iubiți lumea. Nici lucrurile din lume, adică nu trăiți dominați de ceea ce se întâmplă în jurul vostru, pentru că gândurile voastre vor fi controlate. Mi-a venit un gând. De unde a venit? De la vorbele pe care le-ai auzit, de la imaginile pe care le-ai văzut, de la prietenii cu care ai petrecut timp. Toate acestea devin sursă de gânduri și degeaba te lupți să scapi de gânduri, că ar trebui să te duci la sursă și să închizi sursa. Un băiat din Oradea, liceian, a ajuns în situația în care, plecând părinții de acasă, s-a trezit dominat de gândul de a se uita la filme nepotrivite noaptea. Și a venit la unul dintre profesorii de la Universitatea Emanuel să-i spună: frate, am rămas singur acasă și sunt ispitit de gândul că o să mă uit la ce nu trebuie. Rugați-vă pentru mine ca să nu cad în ispită. Și colegul nostru s-a dus la el acasă și a spus: vreau să vin să mă rog cu tine acasă. Așa că s-a dus la el acasă și a zis: unde este televizorul, care să ne rugăm pentru el? L-a dus în camera cu televizorul și colegul nostru a luat cablul de la antenă și l-a tăiat. Și a zis: acum nu o să mai fie ispitit. Adică ce a vrut să-i spună? Taie sursa! Nu te alimenta de acolo! Și băiatul a zis: aoleu, dacă îmi vin părinții, ce mă fac? Și colegul a zis: când vin părinții, ți-aduc un cablu nou. Dar înțelegeți, vă rog, că dacă ajungi să fii dominat de ceea ce se întâmplă în jur, mintea este în robia de acolo. Mi-a venit un gând. Dragi tineri, tot ceea ce este această lume virtuală, toată această lume care nu există în realitate, este o lume falsă. Lumea aceasta îți alimentează creierul cu gânduri. Și gândurile acestea devin atât de puternice încât îți destructurează mintea. Te duce într-o lume în care simți că nu-ți mai poți controla gândurile. Mi-a venit un gând. De unde a venit? Din trup? Din firea pământească? Din lume? Acum vă rog să observați următorul aspect. Firea păcătoasă din noi este atât de ușor activată de ce se întâmplă în jurul nostru. De ce Iov, conștient de acest lucru, a spus: am făcut un legământ cu ochii mei. Iov a spus: am făcut un legământ și n-am să las ochii mei să intre în robia lucrurilor din jur. Am decis unde mă uit și unde nu mă uit. Am decis ceea ce fac și ceea ce nu fac. De aceea Psalmul 1 spune: ferice de omul care, vă rog să spuneți, de omul care știe să spună nu. Ferice de omul care știe să spună nu. Omul care știe să spună nu este un om care are voință. Nu e mămăligă. Omul care spune: nu mă duc la sfatul celor răi, nu mă opresc pe calea celor păcătoși, nu mă așez pe scaunul celor batjocoritori. Adică îmi voi controla anturajul. Nu mă duc acolo unde alții decid ce voi gândi și alții decid comportamentul meu. Sunt un om care iau decizii și știu să spun da, numai că vine partea a doua. Ci își găsește plăcere în altceva. Știe să spună nu și știe să spună da. Dacă vrei să ai o minte sănătoasă, învață să spui nu. O să îmi spui: frate Paul, e ușor pentru dumneata care stai tot timpul cu studenți pocăiți și te uiți la ei și zici: ești la anticamera cerului.
dar nu știi cum este locul meu de muncă, biroul, cum sunt colegii, cum sunt ceilalți. Ba da, știu. Am făcut școala în vremea în care nu erau școli creștine. Am făcut școala între păgâni, între atei. Am lucrat ani de zile în altă parte, nu la biserică. Și când colegii mei au început să dea drumul la gură, le-am spus, vă rog să vă opriți, eu nu sunt coșul de gunoi a murdăriilor care ies din gura voastră. Dacă vreți să vorbiți așa ceva, ori ieșiți dumneavoastră afară, ori ies eu afară. Și de atunci până astăzi nu dau voie altora să toarne gunoaiele lor în mintea mea. Amin. De aceea, fii conștient de următorul lucru. Tot ce se întâmplă în jurul tău se transformă în izvor de gânduri. Gândurile acelea nu dispar. Ele se depozitează în memorie, se depozitează în subconștient și încep să lucreze acolo și este o bombă cu ceas. E o problemă de timp, nu dacă, ci când. Al treilea izvor a gândurilor. Primul vine din trup și din firea noastră adamică. Doi vine din lumea din jurul nostru. Trei, gândurile pot veni de la cel rău. Diavolul are capacitatea să ne inoculeze gânduri. Atenție! Diavolul are acces la gândurile oamenilor. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Matei, capitolul 16. Evanghelia după Matei, capitolul 16. Domnul Iisus stă de vorbă cu ucenicii și după ce Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, și Domnul spune, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu cardea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. De la versetul 21, de atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Domnul explică pentru ce a venit în lumea noastră. Planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Petru aude ce spune Domnul, îl ia deoparte și îl ceartă. Cum gândește așa ceva? Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple ce ai spus. Dar Iisus s-a întors și i-a zis lui Petru, ce i-a spus lui Petru? Înapoi a mea, Satano. Gândurile acestea nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Gândurile acestea sunt gânduri ale oamenilor influențate de Satana. Dacă l-am fi întrebat pe Petru cu 2 minute mai devreme, frate Petru, de unde ți-a venit gândul acela? Cu niciun chip nu ne-ar fi spus că vine de la Satana. Ne-ar fi spus că vine din preocuparea lui de a-l proteja pe Domnul, din gânduri bune, intenții bune. Numai că Domnul Iisus se uită și vede care-i sursa gândurilor lui Petru. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Luca, la capitolul 9. Evanghelia după Luca, la capitolul 9. De la versetul 51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzuit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut? Cine a făcut așa? Ilie. E o situație tensionată. Domnul este în drum spre Ierusalim și alege să meargă pe drumul Samariei. Și într-un sat, samaritenii când află că se duce la Ierusalim,
sunt cât se poate de ostil și spun, dacă mergi la Ierusalim, pe la noi nu treci. Și ce ar fi însemnat asta? Te întorci înapoi și faci o rută ocolitoare și numai de asta n-aveau chef ucenicii. Așa că Petru și Ioan și Iacov, care se mai numesc în Biblie, cum? Fiii tunetului. Ce înseamnă asta? Temperament coleric. Oameni care repede se enervează. Și la nervi, aprinși de mânie, spun, Doamne, dă nevoie să coborâm foc din cer și ardem de vii. Și dacă ai fi întrebat, Ioan și Iacov, de unde va veni gândul acesta? Știți ce ne-ar fi spus? Din Vechiul Testament, ne-am inspirat din Ilie. Numai că Domnul Iisus spune, s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce Duh sunteți călăuziți, însuflețiți. Nu vă dați seama ce Duh a pus stăpânire pe mintea voastră să gândiți așa ceva. Nu vă dați seama cât de vulnerabilă este mintea voastră la influența unui duh rău. Mintea noastră este vulnerabilă. Mintea noastră este accesată de cel rău cu gânduri. Întoarceți-vă, rog, la Evanghelia după Ioan, la capitolul 13. Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca acela care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima cui? În inima lui Iuda. Ce a pus acolo? Gândul. A pus un gând în inima lui Iuda. Gândul să-l vândă pe Hristos. De ani de zile, diavolul dea târcoale gândurilor lui Iuda. De ani de zile, Iuda cocheta cu păcatul. De ani de zile, mintea lui era nepăzită. De ani de zile, mintea lui era deschisă înspre lumea aceasta. Și acum, în timpul cinei, este lovitura decisivă a celui rău, pune în inima lui Iuda gândul să-l vândă pe Hristos și apoi, puțin mai târziu, pune gândul să se sinucidă, să-și pună capăt zilelor. Cel rău are acces la gândurile noastre. Și asta este înspăimântător. E înspăimântător. Dacă ar fi numai atât. Dar mai este ceva. Mai este ceva atât de glorios și atât de frumos. Cea mai extraordinară, cea mai frumoasă, cea mai sănătoasă, cea mai dumnezeiască sursa gândurilor este Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu este izvorul cel mai binecuvântat a gândurilor. Și gândurile lui Dumnezeu sunt gândurile pe care Dumnezeu vrea să le așeze în mintea noastră. Întoarceți-vă, rog, la Isaia 55. Isaia 55, de la versetul 7. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Adică abandonează, renunță la gândurile acelea. Dar ce să fac ca să renunț? Că nu pot, m-am luptat. Iau boabe, iau tratament. Nu reușesc să scap de ele. Nu reușesc să dorm. Cum să scap de gândurile acelea? Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu este întoarce-te la Dumnezeu. Întoarce-te la Dumnezeu și alimentează-ți gândurile cu gândurile lui Dumnezeu. O, dar avem o problemă. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, zice Domnul, și căile voastre nu sunt căile mele. Ci, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Asta înseamnă că n-am cum să ajung la ele.
Dacă sunt atât de înalte gândurile Dumnezeu, atât de sus, cât sunt de sus cerurile față de pământ, cum să aibă acces mintea mea limitată, supusă gândurilor care vin din firea adamică, din trup, din lumea aceasta, de la cer rău, cum să poată mintea mea să acceseze gândurile lui Dumnezeu? Ne explică în continuare. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță sămănătorului și pâine celui ce mănâncă. O explicație nemaipomenită. O explicație pe care toți cei care ne-am născut și am crescut la țară o înțelegem foarte bine. Îmi dați voie să vă întreb care sunteți cei care v-ați născut și ați crescut la țară, mâna sus cei de la țară. Vă mulțumesc să ne binecuvinteze Domnul să aibă milă de orășeni. Ce ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu este următorul lucru. Ploaia și zăpada vin din cer, dar nu se întorc fără să-și facă lucrarea. Vin din cer și au de împlinit o lucrare. Să ude pământul. Să creeze condițiile ca să încolțească sămânța. Să creeze condițiile, umiditatea, ca să crească planta. Să ajungă la maturitate, să se coacă, să dea pâine. Ce spune aici Isaia este ploaia și zăpada la capătul drumului, la capătul lucrării, rezultă pâine. Mare-i Dumnezeu, așa-i? Și acum spune, acum înțelegeți, tot așa. După același principiu, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea, spune Domnul, nu se întoarce la mine fără să lucreze, fără rod, ci va împlini voia mea și va împlini planurile mele. Ce ne spune aici Scriptura este fantastic. Dumnezeu ne trimite gândurile Lui prin cuvântul Lui. Dumnezeu vorbește. Și cuvintele lui Dumnezeu poartă în ele gândurile lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne este dat nouă. Vine din cer și vine peste mințile noastre, peste inimile noastre și le udă, metaforic vorbind, ca să rodească. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care poartă gândurile lui Dumnezeu. Și acum, cuvântul Domnului spune în Filipeni, capitolul 2, să aveți în voi și gândul care era în Hristos Iisus. Gândiți ca Dumnezeu. Dar cum să gândesc ca Dumnezeu? Altfel decât, spunând împreună cu psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Psalmul 1. Ferice de omul care știe să spună nu, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte mintea lui este scăldată în legea Domnului. Zi și noapte mintea lui funcționează sub sănătatea gândurilor lui Dumnezeu. Zi și noapte gândesc ca Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Gândiți dumnezeiește. Gândiți dumnezeiește pentru că gândurile lui Dumnezeu sunt gânduri dumnezeiești. Și mintea care gândește ca Dumnezeu este o minte sănătoasă. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Se duce la Scriptură și se îndreaptă? Sau ia deciziile după cuvântul Domnului? Este această binecuvântare. S-a deschis un izvor din cer pentru mintea noastră. Frați și surori, omenirea a început să o ia raznă. Când și-au alimentat gândurile din altă parte, nu din sursa dumnezeiască a gândurilor. Romani, capitolul 1. Fiindcă n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cugetul lor, nu L-au cinstit pe Dumnezeu ca Dumnezeu, inima lor, mintea lor, fără pricepere s-a întunecat. S-au fărit că sunt înțelepți, și-au nebunit. Când gândirea omului se alimentează din altă parte și nu este sub filtrul gândirii dumnezeiești,
mintea o ia razna. Acum, mi-a venit un gând. De unde a venit? Cum pot legitima un gând ca să știu dacă e gând bun sau dacă e gând mincinos? Toate gândurile care vin din firea păcătoasă, toate gândurile care vin dintr-o lume stricată și impregnată de păcat, toate gândurile care vin de la cel rău sunt gânduri mincinoase. Și gândurile mincinoase produc în noi o trăire emoțională și decizii comportamentale mincinoase, rătăcitoare. Tot ce vine din partea lui Dumnezeu este gând adevărat, pentru că Domnul Dumnezeul nostru este Dumnezeu adevărat. Cuvântul tău este adevărul. Și tot ce vine din partea lui Dumnezeu este aducător de sănătate pentru minte, este aducător de bucurie, rodește gândirea lui Dumnezeu în mine, o gândire dumnezeiască și un comportament dumnezeiesc și un caracter dumnezeiesc. Dar cum pot face deosebire? Îngăduiți-mi să vă povestesc ceva din imaginație, pornind de la o realitate. Prin harul lui Dumnezeu, sunt căsătorit cu Delia și Dumnezeu a binecuvântat casa noastră cu două fete frumoase, seamănă cu mama lor. Și mulțumim Domnului că au moștenit-o pe mama. Le iubesc pe amândouă cu toată inima. Una dintre ele este mai introvertă, cealaltă este mai comunicativă și își exprimă sentimentele mult mai ușor. E Lois. O știți pe Lois. Imaginați-vă că astăzi cineva ar fi stat de vorbă cu Lois să-i spună: Lois, îți spun ceva ce nu știe nimeni, dar cred că trebuie să știi tu. Dar nu spun decât dacă îmi promiți că nu spui nimănui niciodată. Dacă nu-mi promiți, nu-ți pot pune. Și Lois, de bună credință, spune: dar știi că păstrez un secret, așa că poți să-mi spui. Și persoana respectivă îi spune: Lois, am aflat din sursă sigură că tatăl tău și-a scris testamentul și tot ce are i-a lăsat sorei tale. Ție nu ți-a lăsat nimic. Lois, cred că trebuie să știi lucrul acesta ca să nu fii șocată mai târziu, dar mi-ai promis că nu spui la nimeni. Imaginați-vă că Lois crede lucrul acesta. Mâine dimineață mă întâlnesc cu ea la școală și spun: Lois, draga tati, cum ești? Mă bucur că te văd. Te iubesc din toată inima, știi că tata te iubește. Ea tocmai a aflat că mi-a scris testamentul și nu i-am lăsat nimic. Cum credeți că a reacționat Lois? Bine, vorbim altă dată. Și dintr-o dată faci un pas în spate, emoțional. Și mă uit la ea și nu pricep nimic. Și ziua următoare mă întâlnesc din nou cu ea și spun: Lois, ce mă bucur să te văd. Tata te iubește din toată inima. Și pentru ea cuvântul acesta, te iubesc din toată inima, sună atât de fals că i-a spus cineva că nu i-am lăsat nimic. Că totul l-am lăsat sorei ei. Și săptămână de săptămână e tot mai departe de mine. Și nu mai pot comunica cu fata mea. Și fac eforturi să-i spun că o iubesc. Să-mi spună ce s-a întâmplat. Și nu-mi spune nimic. Și într-o zi nu mai suportă să mă vadă, să mă audă. Și hotărăște să plece din țară cât mai departe, să nu mă mai vadă, să nu mă mai audă. Că fiecare cuvânt al meu că o iubesc sună atât de fals în mintea ei. Nu știu nimic. Ce s-a întâmplat? Trec ani și vine ziua când plec din lumea aceasta în veșnicie. Și cu inima strânsă, Lois vine și ea la slujba de mormântare. Stă departe, nu stă lângă sora ei, stă undeva într-un
colț mai retras a mulțimii. După care cineva îi spune Lois, trebuie să ne întâlnim pentru că așa lăsa tatăl tău, când se termină mormântarea, să vii și tu și sora ta și se deschide testamentul. Și cu inima strânsă, să meargă, să nu meargă, în cele din urmă acceptă să meargă. Se deschide testamentul și se citește. Și acolo scrie, cu toată inima și din toată dragostea, las celor două fete ale mele în mod egal tot ce am. Știți ce se întâmplă cu Lois în ziua aceea? Am crezut o minciună. Și minciuna aceea mi-a ruinat viața. Minciuna aceea mi-a ruinat relația cu tata. Minciuna aceea m-a făcut să mă duc tot mai departe. Am crezut o minciună. Frați și surori, cel mai mare mincinos în cosmos este diavolul. Este tatăl minciunii. Îți va da gânduri mincinoase că fără Dumnezeu trăiești mai bine, că fără Dumnezeu ai viitor, că fără Dumnezeu te duci din biruință în biruință, din fericire în fericire, și este cea mai mare minciună. Și minciunile acelea te îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Minciunile acelea te fac să fii tot mai străin de Dumnezeu și tot mai departe de familia lui Dumnezeu, de biserică. Minciunile acelea te fac să fii tot mai împietrit și tot mai rece. Până în ziua în care, cum spunea Darius, până în ziua în care l-am redescoperit pe Dumnezeu, l-am redescoperit în jertfa Fiului Său, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și când l-am redescoperit pe Dumnezeul dragostei, pe Dumnezeul care și-a deschis inima, a deschis cerul și l-a trimis pe Fiul Său să ia păcatele mele și ale tale, să moară pentru noi, descoper un Dumnezeu atât de glorios, mi se deschide inima spre El și spun, Doamne, umple mintea de adevărul Tău, umple inima de bucuria mântuirii Tale, umple inima de Tine ca să pot spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, pentru că Hristos în voi, nădejdea slavei. Acum când Dumnezeu ne dă adevărul, adevărul lui Dumnezeu ne duce pe calea care duce spre glorie, spre veșnicie. Și Dumnezeu spune, știu planurile pe care le am cu privire la voi, planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Pentru fiecare om de pe fața pământului, Dumnezeu are viitor și speranță. Viitor împreună cu Hristos, speranță care nu înșală, pentru că în jertfa Lui avem iertarea păcatelor, avem eliberarea păcatelor, avem eliberarea din orice robie, avem vindecarea minții noastre. Și trăim miracolul de a gândi gândurile lui Dumnezeu. Când diavolul te înșală, îți promite ca fiul risipitor, îți promite că îți dă o viață de împlinire și de fericire și te duce din dezastru în dezastru, ca pe Iuda, care după ce l-a făcut să creadă că va ajunge grozav și bogat, l-a dus în faza în care i-a spus, tu nu mai ai nici viitor, nici speranță. Și Iuda s-a dus și a pus capăt zilelor. Este modul în care diavolul înșală. Stăm în seara aceasta înaintea unui Dumnezeu care-i dragoste. Unui Dumnezeu care te iubește cu o dragoste desăvârșită. Stai cu mintea ta înaintea lui Dumnezeu și cu gândurile tale. Ți-a venit un gând. De unde a venit? Ce anume domină gândirea ta? Trupul? Obsedat de sală și de toate celelalte? Poftele lumii acesteia, gânduri înșelătorii satanice sau gândul lui Dumnezeu. Dar cum să primesc gândurile lui Dumnezeu? Primim cuvântul lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu ne dă cuvântul Lui, Dumnezeu mai face ceva extraordinar. Dumnezeu vine prin Duhul Său cel Sfânt, prin credința în Hristos, vine să locuiască în noi și din inima noastră să curgă râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Cum este mintea ta?
Ce gânduri te frământă? Cine îți controlează gândurile și încotro te duc gândurile tale? Vă invit să plecăm capetele în rugăciune. Și acum stăm, plecăm capetele în rugăciune. La inima aceea frământată, cu gândurile acelea care îți frământă viața, gândurile acelea care te obosesc, chinuitoare, deprimante, gânduri care te așează într-o realitate în care ți se pare că nu mai e nici viitor, nici nădejde. Acolo se apropie Fiul lui Dumnezeu de inima ta și spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. E vorba de ușa inimii. E vorba de viața ta. E vorba de ființa ta. Fiul lui Dumnezeu spune: stau la ușa inimii tale și bat. Dacă aude cineva glasul meu, dacă aude oferta dragostei lui Dumnezeu, binecuvântarea gândurilor lui Dumnezeu, dacă aude cineva oferta iertării și a mântuirii, oferta gloriei, promisiunea cu Hristos aici și toată veșnicia, dacă aude cineva glasul meu, spune Domnul, și deschide, voi intra la el. Ce înseamnă să deschid? Înseamnă din adâncul inimii să înalți o rugăciune spre el și să spui: Doamne, în seara aceasta am înțeles ce se întâmplă cu gândurile mele, cu inima mea, cu viața mea. Am înțeles ce se întâmplă când mintea mea e stăpânită de lucrurile firii adamice, de lumea din jur, păcătoasă. Când mintea mea este vulnerabilă la atacurile celui rău. Am înțeles că tu, Dumnezeul harului, a dragostei, ai venit ca să-mi schimbi mintea, să-mi dai gândurile tale. Dar nu doar să-mi schimbi mintea, ci să-mi schimbi viața. Să vii în viața mea să faci de mine copil de Dumnezeu. Spune: Doamne, vin la crucea lui Hristos în seara aceasta. Primește-mă și iartă-mă. Iartă-mă pentru ani în care mi-am alimentat gândirea din atâtea izvoare otrăvite. Doamne, în seara aceasta inima mea se deschide spre cer. Fiul al lui Dumnezeu, iartă-mă și umple-mă de tine. Spune: Doamne, sunt așa de slab, încât nici măcar nu știu să mă rog. Spune atât cât i-a spus unul care murea lângă el pe cruce: Doamne, adu-ți aminte și de mine. Spune: Doamne, adu-ți aminte de mine. Adu-ți aminte și după îndurarea ta. Eliberează-mă din frământarea aceasta. Eliberează-mă din chinurile acestea. Eliberează-mă de păcatele mele. Și fă din mine copil de Dumnezeu. Dacă deschide inima, spune Domnul, voi intra la el. Fiul lui Dumnezeu începe să curățe mintea. Începe să umple inima de pace și de bucurie. Pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, păzește inimile și gândurile în Hristos Domnul. Și noi te rugăm, Doamne, fă lucrarea aceasta. Ne-ai promis că Scriptura, cuvântul Tău, nu se întoarce fără rod. Am stat la cuvântul Tău, Doamne, însoțește-L cu lucrarea Duhului și lasă cuvântul să rodească. Ne rugăm prin puterea pe care o ai, apropie-te de inimile celor care sunt încă neîmpăcați cu Tine. Doamne, copleșește-i cu dragostea Ta. Biruiește-i prin puterea Harului Tău. Și dă-le putere să-și deschidă inima înaintea Ta. Și acum stăm înaintea Domnului. Uită-te la inima Ta. Uită-te la viața Ta. Uită-te la ceea ce îți oferă Dumnezeu. Și dacă ești gata să-i spui: Doamne, aici și acum mă întorc la Tine. Mă întorc cu toată inima și cred în jertfa Fiului Tău și te rog să mă ierți și să faci de mine copil de Dumnezeu. Și noi ca biserică spunem: O, Doamne, desăvârșește lucrarea aceasta. Cunoști inima fiecăruia. Ne rugăm pentru toți aceia care sunt chinuiți în mintea lor. Doamne, eliberează-le mintea. Dar ajută-i, Doamne, să deschidă izvorul Harului spre cer, ca să-și umple mintea de cuvântul Tău. Au crezut minciuna celui rău, Doamne, eliberează-i din robia minciunii. Ajută-i să se întoarcă la adevărul dragostei Tale. Mântuiește oameni pentru cer, Doamne,
și binecuvintează aici pe pământ. Ascultă-ne rugăciunea pentru că aducem în numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt lucrează. Acum, așa cum stăm, în clipele următoare vom face următorul lucru. Peste câteva momente, în evlavie și în reverență, toți aceia care ne-am întors la Domnul, i-am deschis inima și în baza jertfei Lui am crezut că ne iartă păcatele, ne-am împăcat cu El, suntem ai Lui, suntem cu numele scris în Cartea Vieții. Peste câteva momente, în evlavie și în reverență, am să vă rog să vă ridicați în picioare și vom cânta împreună cântarea Așa cum sunt, la Tine vin. Putere n-am, Tu-mi fii sprijin. Mă spal în sângele divin, o mielule, eu vin. Dacă încă n-ai ajuns la momentul acela în care ți-ai predat viața Domnului, ți-ai deschis inima să-i spui, Doamne, vreau să mă întorc la Tine, vreau să îmi aduc viața mea spre iertare, spre curățire, spre mântuire, să o predau în mâinile Tale, atunci am să te rog să rămâi pe scaun. Rămâi pe scaun în rugăciune, rămâi pe scaun în meditație și întreabă-te ce decizie să iei. Să te duci acasă așa sau să-i spui, Doamne, vin și eu la Tine. Fiul lui Dumnezeu, primește-mă și pe mine. Dacă decizia este aceasta, la strofele a doua, a treia și a patra, am să vă rog să vă ridicați atunci împreună cu ceilalți, cuvintele vor fi pe ecran, fă din cuvintele acestea cântarea ta din seara aceasta și rugăciunea ta și spune-i, Doamne, sunt apăsat de îndoieli, sunt frământat, sunt lovit de valuri, sunt ispitit, dar, Doamne, când vin la Tine, vin la Cel care iartă păcatele, la Cel care îmi dă putere, la Cel care îmi aduce eliberare, la Cel care poate face din mine copil de Dumnezeu și vreau să mă duc acasă iertat, binecuvântat și plin de bucuria mântuirii. Dacă aceasta este dorința și decizia ta, atunci, la strofele 2, 3 și 4, am să vă rog să vă ridicați împreună cu noi acum, în evlavie și în reverență, cei care ne-am întors la Domnul și ne inima plină de bucuria mântuirii, știm că suntem ai Lui, în evlavie și în reverență, vă rog să vă ridicați pe picioare. Ceilalți rămâneți pe scaune. Rămâi acolo unde ești. Și roagă-te.